Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest episod voi testa câțiva acumulatori litiu-ion cumpărați de pe AliExpress. Am așteptat mai bine de o lună până a ajuns coletul. De fapt, puțin peste 40 de zile. Să deschidem pachetul. În total sunt 6 acumulatori. Pe fiecare acumulator scrie NCR18650GA, în teorie fiind de 3500 mAh fiecare. Să măsurăm tensiunea fiecărui acumulator în parte. Pe durata lungă de timp, din câte știu, se recomandă a se depozita acumulatorii lithium-ion încarcați între 50% și 80%. Primul acumulator, începând din partea dreaptă, are 3,94V al doilea tot 3,94 de volți, al treilea 3,93, al patrulea 3,94, al cincilea 3,59. Văd că acesta are mai puțin, pare destul de suspectă tensiunea. Iar al șaselea are 3,91 de volți. În afară de un acumulator, restul par la prima vedere în regulă. Să continuăm testările introducând primii patru acumulatori în acest test de la Opus. Să îi încărcăm setând curentul la un amper. Voi nota cu cifre romane fiecare celulă în parte. Asta pentru a nu încurca celulele la următoarele testări primii 4 acumulatori au fost încărcați complet, iar acum să testăm capacitatea lor, descărcându-i la un curent de 1 amper. Acumulatorii au fost descărcați. oarece ce capacitate are fiecare? Deci nici pe departe nu are 3500 mAh primul 1323 mAh, din cele patru celule, acest acumulator are capacitatea cea mai mică. Al doilea 1479, al treilea 1586, iar al patrulea are capacitatea de 1529 mAh. Să introducem și ceilalți doi acumulatori. la fel îi încărcăm la 1 amper. Să nu uităm notarea acestor celule. Acumulatorii au fost încărcați. Să testăm capacitatea și ultimilor doi acumulatori. La fel, voi seta curentul de descărcare la 1 amper. Gata descărcarea, să vedem capacitatea. Al cincilea acumulator are 1515 mAh, iar al șaselea și ultimul 1565. Trecem la măsurarea rezistenței interne cu un alt tester. Pe ecran ne este afișată valoarea în milioni, unde apare acum valoarea de 9999. Să testăm prima celulă. Avem grijă la plus și la minus. Acesta are 26 de miliomi. Al doilea acumulator 27 de miliomi. Următorul 58 miliomi. Al patrulea acumulator 27 de miliomi. al 5 33 de milioane și în sfârșit ultimul acumulator al șaselea are rezistența internă de 28 milioane. Voi mai face o ultimă serie de teste și anume vom vedea ce capacitate are un acumulator în funcție de curentul de descărcare. Voi începe cu un amper. Acumulatorul s-a descărcat. Capacitatea măsurată e de 1,42 Ah, iar timpul până la descărcare completă de o oră și 25 de minute. Să reluăm testul, reglând curentul de descărcare la 2 Ah. Să oprim electronic loaderul. La curentul de 2 Ah, capacitatea măsurată e de 1,41 Ah iar timpul până la descărcare completă de aproximativ 42 de minute. După ce am reîncărcat acumulatorul, vom continua să testăm capacitatea la un curent de descărcare de 3 A. Ca de obicei, să oprim sarcina când tensiunea bateriei ajunge la 2,5 V. Capacitatea în cazul acesta e de 1,4 A.h. Iar timpul până la descărcare completă de 28 minute. Să mergem și mai departe, setând curentul la 4 amperi. Acumulatorul s-a descărcat. Capacitatea în cazul acesta e de 1,37 amperă, iar timpul până la descărcare completă de aproximativ 21 minute. În sfârșit, Vom efectua testul și la curentul de descărcare de 5 amperi. Să oprim descărcarea acumulatorului când ajunge la tensiunea de 2,5V. În acest ultim test, capacitatea e de 1,38A, iar timpul până la descărcare completă de aproximativ 17 minute. La final să tragem și concluziile în privința testării A6 acumulatori lithium-ion model NCR18650GA. După cum am spus la început și în titlu, aceștia au fost cumpărați de pe AliExpress. Sincer, mă așteptam la o capacitate minimă pe celulă de 2000 mAh. Cel mai slab de aici, având aproximativ 1320 mAh. Iar cel care are capacitatea cea mai mare din cele 6, fiind al treilea, de aproximativ 1580 mAh. După cum se vede, majoritatea au în jur de 1500 mAh. Resența internă a lor nu este una rea, o mare parte din celule având în jur de 20-30 milioni, excepție făcând al treilea de aproximativ 60 milioni. Mai departe, am ales un acumulator la întâmplare, mai exact pe al patrulea, și am efectuat câteva teste în privința capacității lui în funcție de curentul de descărcare. La 1A, 2A, 3A, 4A și 5A. Nu am continuat mai departe, doar ce am considerat că este suficient. După cum se vede, capacitatea rămâne destul de stabilă, deci scăderea capacității în funcție de curentul de descărcare nu e mare deloc, chiar e neglijabilă. Hai să termină episodul de azi în privința testării unor acumulatori acționați pe AliExpress. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!